Edilul Suceava Ion Lungu a declarat că se va vaccina în mod public atunci când îi va veni rândul. Acesta susține că crede în această campanie de vaccinare și are încredere în experții din sănătate. Rata de incidență de infectare la nivelul municipiului Suceava era ieri la 2,09 la 1000 de locuitori. Sigur, să zicem că e o rată cât de cât satisfăcătoare. Totuși trebuie să fim realiști că în ultima perioadă, datorită sărbătorilor de iarnă, numărul de teste care s-au făcut a fost mai puține. Problema cea mai importantă legată de coronavirus în această perioadă este cea legată de asigurarea spațiilor pentru vaccinul anticovid, pentru etapa a doua. Și bineînțeles că aici facem tot ce trebuie să facă primăria municipiului Suceava. Stăm în contact cu prefectura, cu comitetul județean și astăzi este întâlnit pe această temă să vedem care ne sunt atribuțiile și să facem tot ce putem să asigurăm spațiile să se poată desfășura în condiții normale această etapă de vaccinare. În ceea ce mă privește, bineînțeles că și eu mă vaccinez. Așa cum este prevedere legale, noi, autoritățile publice, intrăm în etapa, am intrat în etapa a doua de vaccinare, cea care va începe la data de 15 ianuarie. Sigur că nu o sărim peste rând, dar vreau să vă asigur, atunci când îmi vine rândul la vaccinare, am să o fac public. Cred în acest vaccin, în această campanie de vaccinare, am încredere în experții de sănătate și chiar dacă nu este obligatoriu, eu îndemn sucevenii din orașul nostru, cetățenii din orașul nostru să facă acest vaccin, îndemn de asemenea și celelalte personalități publice din toate domeniile de activitate, sanitar și alte domenii de activitate, să convingă cetățenii că este spre binele lor să facă acest vaccin. Cu toții dorim să ne întoarcem cât mai repede la o stare de normalitate. Ori această stare de normalitate poate să vină astăzi numai vaccinându-ne și eu sper ca cât mai mulți suceveni să facă acest lucru. Bineînțeles, așa cum am spus, vom sta în contact cu cetățenii și atunci când va fi cazul, vom aduce noi argumente în această campanie de vaccinare și așa cum se întâmplă și în alte orașe, gen Cluj și în alte părți, se face o campanie locală pentru această vaccinare, în afară de cea la nivel național. Chiar dacă nu este obligatoriu, așa cum spuneam, este un act de responsabilitate civică și ne uităm în alte țări, gen Israel, cum sute de oameni stau la cozi ca să facă acest vaccin.